Bună ziua! Cum ați început căutările pentru o nouă locuință și cum ați aflat de Good Residence? Ne doream o casă pe pământ, ca să mă exprim așa. Ne-am fixat niște repere, adică un minim de spațiu verde în jurul casei, să nu fie cu etaj, adică să fie tot pe același nivel. Să ne amintească de copilărie și în rest nu a fost complicat. Am căutat pe net, că asta e primul punct de plecare. Deci, dacă fără net nu ai cum să... e foarte greu. Și atunci am văzut pe net câteva ansambluri, ca să mă explic așa, ansambluri rezidențiale și mi se pare chiar aici am venit prima dată. Ne-a plăcut foarte mult, dar ca să fim cu inima împăcată, am văzut și alte care le fixasem în agenda. Am văzut pot să spun nume? Bavaria, de exemplu. Am văzut Cosmopolis. Nu erau pe formatul nostru. Deci am revenit la ce am văzut prima dată. Și ne-am hotărât în câteva zile. Și ce v-a atras cel mai mult la Good Residence? Locația, condițiile? Și locația. Deci accesul e foarte ușor. Mai ales acum că e asfalt până în fața casei. Spațiu verde, deci faptul că are o bucată de pământ, un spațiu în care poți să-l amenajezi cum vrei, parte cu gazon, parte grădină, parte configurația casei, deci ca suprafață e optimă, mai mult numai dacă ai o familie foarte numeroasă, mai puțin deci, suprafața e optimă și felul în care e amenajată. Configurația e foarte ergonomică. Adică ușor de accesat oricare cameră, ușor de locuit. Aveți planuri pentru amenajarea locuinței sau încă nu? Nefiind grăbiți, nu ne-am făcut încă un plan. Probabil că vom apela la specialiști, dar... sunt convins că se va mobila foarte ușor. Deci lasă spațiu de manevră, ca să zic așa. Deci poți să găsești foarte multe variante. Mulțumim și ședere plăcută aici pe viitor. Mulțumesc tare mult!